Continuăm emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul Ionuț Iuga. Este avocat, prim vicepreședinte al PNL Buzău și locul 2 pe lista de consilier județeni depusă de PNL. Domnule Iuga, ieri a fost ultima zi de depunere a candidaturilor. Acum e o perioadă în care se depun contestații. Așa e? Din calitatea pe care o aveți de avocat, povestiți-ne un pic cum sunt contestațiile făcute și cum se vor soluționa. Contestațiile împotriva unei decizii de validare a unei candidaturi sau invalidare a unei candidaturi, ce știu nu este cazul la nivelul județului Buzău, se fac în 24 de ore de la publicarea procesului verbal. Unele situații au fost deja contestate, aspecte care țin de legalitatea validării unei candidaturi. În altele se așteaptă dacă se depun contestații la cele depuse în cursul zilei de ieri. Și vom vedea modalitatea în ce fel se vor soluționa aceste contestații, este atributul instanțelor de judecată și vom vedea care dintre părțile implicate are sau nu dreptate și în cazurile respective dacă vom avea candidați noi sau celelalte formațiuni politice în acele unități administrative. La nivelul Buzăului, cred că municipiului Buzău, nu știu dacă s-a depus vreo contestație. Sunt contestații în teritoriu. S-au depus deja în județ contestații, spuneți, da? Sunt. Motivele invocate, care ar fi? Anumite incompatibilități care au fost avute în vedere la validare sau n-au fost luate în considerare la validare. Unele părți implicate, noi considerăm că un candidat la o primărie ar fi în stare de incompatibilitate, partea adversă consideră că nu, noi credem că e așa. Pe de altă parte și noi avem o contestație împotriva unui candidat al nostru, credem că lucrurile vor merge pe făgașul normal, dar până la urmă este dreptul fiecărui cetățean, fiecărei formațiuni, de a contesta acolo unde consideră și nu în mod abuziv să-și exercite acest atribut, e dreptul de a contesta și de a se lămuri aceste aspecte printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru a nu mai da naștere vreunei interpretări privind în măsura în care acel candidat are și ar ocupa funcția de primar sau consilier local, să nu se pune vreo problemă de validare sau nu a mandatului ulterior. Care este termenul limită sau când se vor afișa rezultatele contestațiilor? Se publică pe... Există o dată limită, da? Nu, se judecă. Să stabilesc termen de judecată cu celeritate, dacă vor suferi sau nu amânare, se judecă în 48 de ore calea de atac împotriva sentinței pronunțate către prima instanță și toate lucrurile merg pe repede înainte ca până în data, la momentul în care se va începe campania electorală, toate aceste contestații vor fi soluționate. Astfel încât toți candidații să fie definitive, adică să nu mai fie probleme. Sigur. Spuneți-mi la Râmnic ce se întâmplă. Sunteți din Râmnicul Sărat. Care mai e situația acolo? Din punct de vedere electoral, cred că Partidul Național Liberal va câștiga aceste alegeri la Râmnicul Sărat, fără doar și poate. La Râmnicul Sărat nu s-a întâmplat nimic. Dacă în alte locuri în județ lucrurile au mai mers într-o direcție sau în alta, al doilea municipiu din județ este locul în care în cei 4 ani de mandat nu s-a întâmplat absolut nimic. Niciun proiect major dus la îndeplinire, niciun proiect major continuat. Sunt câteva propuneri de proiecte pe care ni se prezintă și că se vor întâmpla la un anumit moment. Ce s-a întâmplat cât de cât au fost continuarea unor proiecte începute anterior, încă era guvernare locală, liberală, să spunem așa. Cred că lucrurile trebuie să se schimbe în bine la actuala administrație la Râmnicul Sărat. Trebuie să lase locul celor care, într-adevăr, au demonstrat deja că au știut să facă proiecte și la acest moment trebuie să reintrem prin planul politicii râmnicene pentru a readuce Râmnicul acolo unde este locul.
Haideți să vorbim puțin pe plan național. Îmi povestească și atunci când mergeți în teritoriu, oamenii tot despre problemele pe care le auzim discutate pe plan național vă întreabă și cred că principalele două probleme sunt pensiile, adică procentul mic cu care pensiile vor fi crescute și alocațiile care vor fi dublate într-un an sau doi ani, parcă oricum nu dublate acum, așa cum solicitau cei de la PSD. Spuneți-mi ce le răspundeți celor care vă întreabă de ce nu cresc alocațiile și pensiile într-un procent mai mare. Noi le spunem lucrurile pe care le-am făcut noi în primul rând și acelea legate de aceste două subiecte sunt următoarele. Partidul Național Liberal a fost partidul care a majorat alocațiile în acest ciclu electoral, le-a dublat practic cu un vot împotrivă total din partea celor care ne explică acum cât de bine ar fi. Deci lucrurile acestea sunt certitudini. Și totodată această majorare cu 14% este cea mai mare majorare a punctului de pensie pe care o formațiune politică a făcut-o vreodată dintr-un singur foc, ca să spunem așa, exprimându-mă mai plastic. Acestea sunt două lucruri certe. Mai departe însă, legat de un procent vehiculat, statuat printr-o majoritate parlamentară care cunoștea foarte bine situația economică la nivel național, de altfel și domniile lor, ne întrebăm și noi, acum vreți 300, dar ați votat împotriva la 150 și nu s-a găsit de resursă sau sursa de finanțare. Noi am găsit-o și am acoperit acest, am făcut practic echitate în acest domeniu. Acum, noi am dat o perioadă în care putem să operăm aceste majorări, o perioadă maximală, pentru că suntem convinși, toți cetățenii trebuie să fie convinși că dacă n-am fi trecut prin această pandemie, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Însă este o situație pe care până acum Partidul Național Liberal, prin guvernul Orban, i-a făcut față cu bine. Suntem convinși că și perioada următoare lucrurile se vor îmbunătăți, însă multe dintre resursele financiare care ar fi trebuit să fie alocate către astfel de categorii, cum se duc într-o direcție pe care era greu de anticipat la începutul anului această situație regretabilă la nivel național și nu numai la nivel național, la nivel global. Așa că e greu să credem că afectează toată Europa și noi rămânem undeva în afară fără a fi afectați niciun fel din punct de vedere economic. Pe de altă parte, succes la Bruxelles din partea domnului președinte Iohannis privind această alocare de 80 de miliarde, cea mai mare alocare, și stă în puterea noastră de a accesa aceste fonduri europene și a le aduce la nivel național. Și sunt convins că în măsura în care situația economică se va îmbunătăți, aceste termene maximale care s-au dat ca și modalitate de creștere graduală pot fi reduse. Haideți să vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara dumneavoastră și dumneavoastră. Bună seara. O rugăminte aș avea. Întrebați cu avocat, putem vedea la îmbunătățirea vieții sociale în România? Să știți că nu s-a auzit foarte bine întrebarea, o să vă rog să o repetați și domnul avocat vă aude, așa că îi puteți transmite direct întrebarea. Încă o dată, vă rog că s-a întrerupt puțin. Domnul, da, aveți ceva probleme cu semnalul sau nu este cea mai bună legătură pe care o putem avea, o să vă rog să reveniți dacă puteți. Cred că vă întreba domnul ce proiecte aveți sau ce ați făcut, ce veți face în partid, evident, pentru îmbunătățirea modului de viață al românilor și al buzoienilor implicit. Nivelul de trai. Nivelul de trai va crește în momentul în care axele pe care ne vom concentra vor fi axele și pe care le vom gestiona foarte bine, vor fi axele care indirect, sau în unele cazuri chiar și direct, vor duce la îmbunătățirea vieții cetățeanului. Și aici nu ne referim doar strict la un nivel salarial, care să fie majorat constant, pentru că acela este doar un factor care asigură o bunăstare personală a fiecărui cetățean,
Și evident trebuie să ne axăm pe tot ceea ce presupune viața de zi cu zi, vorbim de la infrastructură, transport, servicii publice bune, servicii sociale, servicii medicale de calitate la standarde europene, transparență, ușurarea muncii contribuabililor și a celor din angajați în administrația locală. Deci toate aceste aspecte conduc într-un final la o bunăstare personală a vieții cetățeanului. A revenit telespectatorul. Bună seara, sunteți în direct, sper să ne auzim mai bine acum. Vă rog. Bună seara, vă ascultăm. Da, dacă vreți să adresați o întrebare, vă rog. Dacă nu, ne oprim aici cu telefoanele. Aș vrea să mai vorbim puțin, domnule Iuga, despre ce se întâmplă tot pe plan național în contextul pandemiei. Știți că guvernul PNL a fost cel care a trebuit să gestioneze până acum situația. Se pare însă că vor fi probleme în continuare, așa cum vedem cu toții, nu s-a calmat deloc această situație a îmbolnăvirilor, dimpotrivă, și în Buzău avem probleme foarte mari. 100 de persoane, 100 de buzoieni sunt în izolare la domiciliu, tocmai pentru că nu mai au locuri în spitale, așa că au fost obligați să stea acasă. Cum credeți că se poate rezolva o astfel de problemă și ce ar putea face PNL-ul aflat la guvernare, astfel încât să vedem că intrăm în sfârșit pe o pantă descendentă în cazul îmbolnăvirilor cu coronavirus? În primul rând, noi toți va trebui să respectăm normele pe care de distanțare socială, de a ne igieniza constant, de a purta mască și toate celelalte măsuri care au fost adoptate și care au dat randament într-o foarte mare măsură acolo unde au fost folosite în mod adecvat. De altă parte, Guvernul României la acest moment ia în calcul pe lângă această suplimentare a fondurilor către Ministerul Sănătății și de crearea alocarea aparatură medicală suplimentară, vom vedea în ce măsură vom găsi și modalitatea de suplimentare a paturilor sau a condițiilor de cazare pentru astfel de situații. Evident că ne dorim o diminuare a acestui număr pentru a nu supra-solicita sistemul medical, care și așa la acest moment face cu greu față. Lucrăm cu și încercăm să îmbunătățim și să gestionăm o situație care, evident, am preluat-o din mers. Am găsit niște situații care erau impecabil pe hârtie și, din păcate, realitatea ne-a arătat o altă evidență pe care credem noi că prin măsurile pe care le-am adoptat, am reușit cu resursele pe care le avem totuși ca lucrurile să nu escaladeze mult mai grav decât sunt în acest moment. De altă parte, evident, nu putem să ținem atât mediul economic cât și țara într-un blocaj și în acest considerent, cred că și noi alături de cetățeni va trebui să facem front comun, noi ca și cetățeni să respectăm normele și toate aceste măsuri de siguranță, iar guvernul să facă tot ceea ce îi stă în putință pe lângă a ajuta în acest segment al sănătății să încurajeze și să găsim modalitățile de continuare a vieții de zi cu zi într-un mod eficient, atât în ceea ce privește factorul economic, cât și în ceea ce privește începutul de an școlar în condiții de siguranță. Cum credeți că ar putea începe anul școlar în condiții de siguranță? Sunt discuții la nivel guvernamental, sunt discuții și la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgență și cred că tot ceea ce înseamnă învățământ poate fi început într-un mediu de siguranță, atât în mediu. Sunt mai multe soluții, din câte am observat, atât pe masa guvernului cât și la inspectoratul de situații de urgență, acolo unde spațiul permite normele de distanțare, se pot începe cu elevii în clasă, cu măsuri de protecție. Acolo unde nu există această posibilitate să meargă în mediul online, sau jumătate-jumătate, am văzut astfel de propuneri. Personal, cred că prima variantă, aceea de a merge la școală, este cea mai bună și până în 15 septembrie sperăm și la o diminuare a numărului de cazuri și totodată, acolo unde e cazul în cadrul unităților școlare, de îmbunătățirea spațiilor suplimentare, pentru că, evident, învățământul online este o alternativă, dar cred că
Și la școală lucrurile pot decurge în egală măsură, într-un mod mult mai bun. Da, sunt foarte multe scenarii. Din câte am văzut, părinții vor fi nevoiți să completeze declarații pe proprie răspundere pentru a-și trimite copiii la școală, dar și pentru cei care optează să nu îi trimită la școală, va fi nevoie de un act de la medicul de familie. Acei părinți vor beneficia de concediu și de bani de la stat, dar sunt reguli care ar trebui definitivate, pentru că nu mai e mult până la începutul anului școlar. Și iată că vorbim cu toții despre alegeri locale, dar alegerile locale vor fi precedate de începerea școlii. Cred că ar trebui să se gândească și cei de la guvern, astfel încât oamenii, părinții în principal, să știe ce au de făcut și să aflăm cât mai repede deciziile luate. Sunt convins că lucrurile astea vor fi transmise în timp util și sunt convins că începerea anului școlar se va face în condițiile cele mai bune la raportat la situația de față. Un telespectator spune: domnule Iuga, pensia minimă va crește sau nu? Că ne descurcăm greu, nu vă bate joc de noi cetățenii români? Și mai întreabă: măștile unde sunt? Se referă la măștile gratuite promise de guvern, de Ministerul Sănătății pentru categorii defavorizate, promise în luna mai la început. Suntem aproape de finalul lui august și nu au venit. Cum vă dați seama, guvernul răspunde pentru toate ineficiențele din teritoriu. Pentru toate promisiunile pe care le-a făcut. Nu, și pentru promisiuni, pentru că, evident, punctul, în cazul, în prima întrebare, pensia minimă, minimă va crește, pentru că majoranța punctelor de pensie, cu siguranță, au o pensie mult mai mare, domnul respectiv. Evident că e acea discrepanță, pentru că beneficiază și cu cei cu pensii mai mari și cei cu pensii mai mici, de același procent de majorare. S-au încercat, la propunerea Partidului Național Liberal, a se regla aceste inechități și evident ne-am lovit ba de Curtea Constituțională, ba de Avocatul Poporului, ba de această majoritate parlamentară PSD Pro-România mai nou, PSD, practic, la nivel parlamentar. Și e clar că nu putem fi acuzați că n-am încercat să așezăm lucrurile în această ordine. Din păcate, plătim încă tribut rezultatului alegerilor din 2016 și vă spun că Partidul Național Liberal a făcut tot ceea ce a stat în poziție și a realizat lucruri foarte bune într-un timp și cu o majoritate fragilă în Parlamentul României. În ceea ce privește măștile, spuneați că promisiuni de la guvern, din ce cunoaștem noi, parte dintre promisiunile care s-au făcut de către guvern au fost duse la îndeplinire. Însă întârzierile nu se datorează întotdeauna guvernului, pentru că aici este marea problemă. Instituțiile încă în teritoriu sunt controlate de alte conduceri care, inexplicabil și imoral la acest moment, fac pe cât posibil, transpunându-se într-o luptă electorală, de a nu duce noi la îndeplinire și a realiza tot ceea ce trebuie să facem, lucru care nu e normal într-o societate democratică. E corect. Domnule Iuga, e un subiect sensibil care nu trebuie politizat. Oamenii așteaptă măștile pentru a se apăra de boală, în primul rând, în al doilea rând, pentru că există obligativitatea purtării măștii de protecție. Și nu cred că sunt instituții din țară care au primit măștile și pentru că au vrut să încurce guvernul, nu le-au trimis în teritoriu. Din câte am aflat în ultimele săptămâni, spunea domnul Orban că e o procedură de licitație, că sunt mai multe firme incluse în această procedură și că acea firmă care poate produce mai multe măști va câștiga. Oamenii așteaptă acele măști, vorbim de oameni cu venituri mici, de persoane cu dizabilități, de aceea ar fi bine să știe dacă vor veni în perioada următoare sau nu. Eu nu m-am referit măștile într-adevăr și întrebarea telespectatorului era punctuală, iar aici aceste proceduri, pentru că atunci când am încercat să le facem într-o manieră mai rapidă, din păcate ne-am potignit într-un hățiș legislativ și s-au făcut contestații primând cu toate celelalte lucruri. Pe de altă parte, eu mă refeream per ansamblu la toate aceste măsuri, pentru că așa cum ați observat, la momentul respectiv când noi am adoptat o măsură de carantinare și mai departe, am fost blamați, contestați, s-a dat drumul multor persoane infectate și dovedite în teritoriu, iar acum suntem cei care nu facem față eficient unui astfel de chestiuni. Din acest punct de vedere vorbeam, sunt rapoarte ale curții de conturi acum în teritoriu către unități administrative care au statuat cheltuieli
efectuate într-o cu totul altă direcție pe perioadă de pandemie și stare de urgență, de care, evident, tot guvernul este răspunzător. Și avem situația la Râmnicu Sărat, de Curtea de Conturi a venit aici și a constatat niște nereguli majore pe care noi, ca și consilieri locali, la momentul respectiv, le-am ridicat în dese rânduri, se vedeau cu ochiul liber cum se cheltuie în pandemie sume de bani nejustificat pe cazare și când aveam 3-4 pacienți la momentul respectiv și acum când avem spitalul plin, nu se mai face niciun efort nici din partea administrației locale și mai mult decât atât avem și această situație a Curții de Conturi. Acolo cine e de vină? Tot guvernul României? Nu, e bine că ați precizat că vorbiți în acest context, că nu v-ați referit la măști. Da. Nu, în contextul mai larg, iar aici la măști, vă dați seama că ne lovim în acest hățiș, pentru că dacă am fost blocați în toate măsurile pe care am vrut să le luăm, care erau oportune și benefice cetățeanului, nu vorbesc de a încălca legea, ci doar de a încerca cumva să grăbim lucrurile pentru a fi eficiente și a veni în sprijinul cetățenilor. Acum, când le facem ca la carte, nu ne ținem de promisiuni. Da, e bine de știut că tot de la guvern o să primim vești când măștile vor fi trimise în teritoriu. Nu cred că aveți de unde ști, pentru că nu sunteți informați sau fiecare organizație județeană nu e informată acum când vin măștile în teritoriu. Dimpotrivă, unitățile teritoriale administrative, primăria, Consiliul Județean, Prefectura vor afla și le vor trimite mai departe. S-a cu siguranță ajungă. Vom informa și noi. Să ajungă. Asta e cel mai important. Mai departe, cine le distribuie, cum le distribuie, că nu vom face noi un eveniment de fală acum din acest lucru. Important este să ajungă și ca cetățenii din acele categorii să beneficieze de aceste măști. Eu vă doresc succes, domnule Iuga, pe mai departe și în misiunea pe care v-ați ales-o de a ajuta județul Buzău în dezvoltarea sa, dar o să ne revedem în campanie și o să vorbim mai mult despre proiecte, bine? Cu siguranță, mulțumesc mult pentru invitație. Vă mulțumesc și eu pentru prezență, ne revedem curând, vă mulțumesc și dumneavoastră, nu uitați că urmează jurnalul Campus TV imediat. Seară bună, la revedere!